πάντα δέκα ευρώ του βίου. Νομίζω ότι θα ήθελα να δω πώ θα μεταλλάξει το νούμερο του στόχου. Κάπω θα κουμπίσει το καθαρό μου σε μια πρωτεύουσα. Νομίζω ότι θα ήθελα να δω πώ θα μεταλλάξει το νούμερο του στόχου. Το πασιόνι μου είναι πασιόνι τη digitalizare, αλλά η αλήθεια είναι πασιόνι να είστε κοντιζιονάρια σε άλλα. Ceea ce cred că este un domeniu foarte vast și foarte puțin pe mine au cunoștință despre acest domeniu care intră în zona de prestare condiționare, de la scale, pe diferite procese, etape, până în această cauză putem depozita 10.000 de tone de grâu sau 8.000 de tone de porumb sau în funcție de densitate de masă a regului din grâu și câteva mii de tone de parasoare. Cum spuneam, am implementat anul acesta prin proiect de rețea ecologizare de la Ministerul Fondurilor Europene. Toate halele, deci am 5 hale, am făcut rețea. Avem la fiecare hală un antenă, un recycler. Avem, după ce lucrăm panele cu cereale, le sectorizăm și introducem sonde wireless care transmit în 5 minute temperatura către recycler. Aceasta duce calculator la laborator și permanență după ce am închis hala, știu dacă am probleme cu ridicare de temperatură și primesc o alertă întâi privind pe telefon și la laborator, la acest care și ne răspunde sonda acum 14, avem o sondă de 4 metri, introducem 4 metri în produs și avem 4 sectoare de citire a temperaturii. Și atunci vedem unde avem, dacă avem probleme. Mai avem o gamă de 7.000 de tone în spate, halele la această gamă de 67 de metri lungime, avem și cam 200 de metri lungime. Ca să mai putem compensa un pic pierderile din producția penală, depozităm și ne facem prestări servicii și marfa trebuie să fie ținute în condiții corespunzătoare, trasabile, pe norme de siguranță și în același timp trebuie să dai marfa partenerului mai bună decât ai creat. Business-ul ăsta de depozitare nu este un business în sine de depozitare, într-o agrochie, să spunem așa, este un business de încredere. Dacă un partener îți dă marfă de 10 milioane de euro, fără garanții, trebuie să fie sigur că ia marfa înapoi în condiții cel puțin legale. Deci este un business bazat pe încredere și de aceea am investit în acest sistem foarte negociat de temperatură, să avem control de calitate. Avem o scătură pe gaz metan de la rețea, a fost primul scătură pe gaz metan de direct de la rețea din Moldova. Au mai fost întâlnit cu Torină, dar noi avem scătură din 2008. Este un scătură de capacitate 250 de tone pe zi, cu scară de la 21 la 14. Un scătură de fermă, dar aceasta ne face să fim mai versativ. Nu este de capacitate foarte mare, că eu nu fac trading deloc, nu am profil de trader. Cunosc business-ul, dar cunosc, am avut de tare să rezist volatilității pieței, așa că vedeți cu partenerii care se stau mai bine în domeniul acesta. Știm că în ultimii 2-3 ani, 2 ani, business-ul de trading a adus în faliment multe firme și a creat cele mai mari pierderi și a expus respectivele firme la instabilitate. Această expunere se repercutează deja asupra fermierului, că erau niște depozitari și niște intermediari care finanțau următorul idee după fermier care finanțau agricultura până la trader. Adică și finanțatorii au probleme și micii finanțatori care cunoșteau fermierul care erau o bază și erau foarte importante în aceste